La ediția cu numărul 7 a memorialului Panet Farcaș, desfășurat în sala sporturilor Horea Demian, au participat peste 100 de sportivi cu vârste cuprinse între 7 și 80 de ani. Clujenii Traian Rus și Vlad Farcaș au ocupat locul 1, respectiv 2, la turneul Open. Ultima treaptă a podiumului i-a aparținut bistrițianului Dorel Nistor. La amatori, marele câștigător a fost tot un clujan în persoana lui Tiberiu Cămărașu. Suntem o mână de oameni care încercăm să menținem în atenție numele acestui colos al tenisului de masă mondial. Practic nu suntem sprijiniți de nimeni, nu putem să facem față cheltuielilor, sunt tot mai mari, de la cheltuieli cu închirierea sălii până la un minim pentru sportivi. Aici înțeleg o apă minerală, un sandwich, adică să facem și noi ceva. Este foarte greu, dar faptul că încă n-am abandonat ideea ne împinge puțin de la spate. Vrem să prindem măcar 10 ediții consecutiv. Panet Farcaș este o legendă vie a tenisului de masă. Acesta a fost vicecampion în 1936 cu Naționala României. Sportivul a fost primul român care a intrat în cartea recordurilor după cea mai lungă minge jucată într-un meci, 2 ore și 15 minute.